Bună seara și bine v-am regăsit în noul an. Astăzi încercăm să analizăm declarațiile de avere ale câtorva dintre candidații la parlamentare. Vrem, în general, să vedem de ce este nevoie de aceste declarații, ce rol au, cine le va verifica și tot ceea ce decurge de aici. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Este vorba despre doamna Cornelia Cozonac, președinte al Centrului de Investigații Jurnalistice. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și doamna Lilia Carasciuc, care este director executiv Transparency International Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Așadar, am anunțat care este subiectul. Vedem cu toții aceste declarații, odată înregistrat un candidat, cecul publică pe site-ul său declarația de avere a respectivului candidat. De ce este atât de importantă această declarație? De ce trebuie să ne preocupe ce au politicienii? Este important declararea veniturilor și proprietăților și intereselor. Pentru fiecare candidat, pentru că el vrea să vină la o funcție publică și respectiv cetățeanul trebuie să vadă cu ce vine acest funcționar și respectiv pe parcursul deținerii acestei funcții să-l urmărească în ce măsură utilizează interesele sau poziția pe care o are pentru a-și spori averile, afacerile, pentru că așa se întâmplă, din păcate, în mare parte a cazuri a celor care vin în Parlament în ultimii ani. Foarte mulți care vin în Parlament, deja noi am făcut mai multe investigații și constatăm că fie vin pentru a-și menține afacerile, a le proteja, a le spori, pentru a-și face afaceri, proprietăți, și asta se întâmplă la mulți deputați, chiar și din ultimul parlament. Pe parcursul mandatului au crescut averile, au crescut veniturile, s-au mutat în case noi și au cumpărat mașini noi. De asta este important ca să vedem cu ce vine în parlament și respectiv să-i urmărim și să-i taxăm pentru situațiile în care abuzează de funcția pe care o au. Poate puțin mai simplu, noi ca și societate civilă ne interesează ca aceste declarații să fie făcute onest, transparent, pentru ca să vedem dacă acele averi pe care ei le vor agonisi pe parcursul îndeplinirii unei funcții în stat sunt justificate de veniturile care sunt declarate, dacă au fost achitate impozitele, adică pe cât de integră este această persoană. Și, în general, dacă ar fi să aruncăm o privire asupra declarațiilor depuse de cei mai cunoscuți între politicieni, pentru că, haideți să recunoaștem, sunt zeci și zeci de candidați. Nu putem să discutăm declarațiile tuturor, dar încercăm în această seară să analizăm declarațiile liderilor partidelor care au fost deja înscrise în cursă și a personalităților care sunt cât de cât cunoscute pe scena politică și pe care am putut urmări în timp. Pentru că asta am vrut să o întreb pe doamna Cozonac. Cine verifică ce a declarat un politician acum un an și ce declară la sfârșitul anului trecut, de pildă? Da? Să vedem cine verifică cum a dobândit anumite averi sau cât de onest a fost. În mod normal, acest lucru trebuie să-l facă și este obligat să-l facă Autoritatea Națională de Integritate, care șchiopătează la activitate. Nu prea am văzut în ultimul an activitate și cazuri cercetate, deși presa a scris chiar și despre liderul PD cu casele de peste hotare și care despre nu le vedem nici în declarație, declarație și a negat că le are. Ar trebui să se ocupe ar trebui să se ocupe și CNA sau Procuratura Anticorupție, în cazurile în care există în presă informații, instituțiile statului care sunt abilitate să vegheze integritatea demnitarilor, ar trebui să se autosesizeze. Asta nu s-a întâmplat la noi, din păcate. Sigur că și fiscul. Știți, am vrut să atrag atenție și suntem disatisfăcuți sau nu de activitatea ANI atunci când era Comisia Națională de Integritate. Deja prin 2014 au început primele dosare. Sigur că erau niște cazuri care le considerăm minuscule și sigur că noi, ca și societatea civilă, așteptam că ea va prinde la aripi, la puteri, susțineam reformarea acestei instituții ca să aibă mai multe împuterniciri, să aibă mâinile dezlegate. Când s-a început ceea ce arăta drept o răzmeriță dintre fostul director, domnul Donciu, și vice director
directorul domnul Strătilă, care până la urmă în realitate a fost o luptă pentru preluarea controlului asupra acestei instituții. Și atunci Transparency International a făcut o declarație că în timpul acestor așa numite răzmerițe sau lupte pentru controlul acestei instituții, ne îngrijoram de integritatea bazei de date ce ține de declarațiile de venituri și proprietate și după aceea și interese. Din ce cauză? Pentru că dacă, vă zic, nu-și asumă nimeni pe o perioadă numită controlul asupra integrității, poți să schimbi aceste declarații cum vrei. Dar noi am mai avut și cazuri mai interesante cu unii din politicienii noștri. De exemplu, cazul cu domnul Plahotniuc. Vă zic, dacă țineți minte, mi se pare că prin iulie sau în vara 2014, el a depus mandatul de deputat și a spus că iese din politică, adică sub un pretext că iese, relaxați-vă, iese din politică. Pe când noi ne-am gândit că atar el iese de sub incidența legii privind declararea veniturilor proprietății publice. Ceea ce este interesant, câteodată, într-un stat cu instituții perverse, alt cuvânt n-am, poți ieși din politică sau ieși dintr-o funcție publică pe 3 zile, între cele 3 zile să-ți completezi averea cu, vă zic, niște sume considerabile și după aceea cu onoare să te întorci înapoi. Și deja vei avea o nouă declarație și vei fi... Bine, dar dacă el și-a depus o declarație până atunci, este declarația de referință pentru toată viața unui funcționar. Pentru că după aceea, în funcție de ceea ce declara prima dată, poți să verifici ce a agonisit la a doua declarație, a treia declarație. Uite, dacă n-are o întrerupere, ce să faci? Prima, al doilea, dacă eu deja nu sunt sigur și noi, chiar mi-am exprimat câțiva ani în urmă îngrijorarea față de integritatea bazei de date, cine exact răspunde și dacă vedem că s-a schimbat ceva în declarație, cine va răspunde cu capul pentru aceste modificări? Și Autoritatea Națională de Integritate trebuie să verifice orice caz suspiciune apărută în legătură cu declarația și tot ce ține de avere interesele unui funcționar public, a unui demnitar și respectiv deja a candidaților. Eu aici nu știu cum este prevăzut în legislație, dacă cineva verifică, nu știu dacă este. În mod normal, această Autoritate Națională de Integritate dă aceste certificate minunate pe care le primesc acum toți la rând. Uh-huh. Da. Și eu am studiat deja prevederile regulamentului privind aplicarea, privind aceste certificate de integritate și ele se referă la 3 ani, la ultimii 3 ani, deci nu se ia parcursul mai îndelungat a unui candidat, dar se ia deciziile care au fost definitive, luate în privința persoanei respective. Și așa cum ani nu prea lucrează. Nu numai definitive, mă iertați că vă întrerup, pentru că avem un caz foarte curios. Chiar mă uitam la ceea ce s-a întâmplat, Șor versus primarul de la Râșcani, Victor Bogatico. Exact. Domnia sa este condamnată în prima instanță și... Ambii sunt condamnați doar la prima instanță, dar cine se comportă asimetric, adică selectiv și favorizează acele persoane care sunt plăcute guvernanților. Și aceasta încă o dată demonstrează că Șor este... lucrează în tandem cu partidul de guvernare. Protejat de structurile statului. Pentru că avem exact aceeași situație două certificate de integritate acordate, dar în unul e acea precizare vis-a-vis de putința de a candida și în cealaltă nu. În celălalt nu. Deci, logic ar fi ca această autoritate de integritate să verifice și corectitudinea declarațiilor candidaților. Așa ar fi corect dacă vrem să ne... s-a recurs la tertipuri multe când s-a schimbat această lege, inclusiv în vedere sistemului electoral, inclusiv restrângând această perioadă electorală. Vă zic că în această perioadă este unica perioadă când s-ar putea și societatea civilă, și jurnaliștii de investigație, și organele abilitate să verifice aceste lucruri. Dacă se lasă un termen așa de îngust, când se face aceste verificări? Vă zic că intenționat s-a fost restrânsă această perioadă ca să fie societatea civilă și jurnaliștii investigații să nu reușească, dar instituțiile controlate de
citiți oligarhul seriei, vă zic că să tacă. Ceea ce ei își fac, pun capul în nisip și se fac a nu știe și aruncă ca un cartof fierbinte de la una alta, pentru că acele două certificate de integritate vor fi puse în mâna cecului și ne uităm cum va reacționa deja cecul. Exact, pentru la că două situații egale, dar cu certificate diferite. Da, este de datoria cecului până la urmă să înregistreze sau nu un candidat, să analizeze care este situația. Haideți să vedem, pentru că este extrem de interesant acest caz. Practic, sunt două situații similare pe care vrem să le vedem cum vor fi rezolvate. Până la urmă, că am sărit la acest caz, dacă Agenția Națională pentru Integritate eliberează niște certificate ca și formalitate, da? Așa am înțeles. Acolo nu este, nu face nimeni nicio analiză, nu verifică nimeni nimic. Pur și simplu eliberează certificatul care se duce la cec și cec ia decizia. Agenția Națională de Integritate nu verifică declarațiile candidaților. Atunci, de ce avem nevoie de această agenție care este plătită din buzunarul fiecărui cetățean? Așa a fost reformată cu banii din programe internaționale. Păi nu este vorba doar de această agenție. Știți, noi, Transparency International, de vreo 20 de ani aproape, atunci ne doream o instituție specializată în anticorupție. S-a creat acel CNA, CCC și așa mai departe. Ca, pe urmă, treptat, această instituție să fie controlată, să devină controlată politic, tot mai tare și să devină o bâtă în mâinile politicienilor. După aceea s-a optat pentru acel CNI acum anii, ca acesta treptat, sub pretextul reformei, să fie dezactivat pe 2 ani și noi să nu putem adresa cazuri concrete, să ne spună că nu avem staff complectat, state complectate și așa mai departe, ca acum el se devină și el o bâtă. S-a creat acea agenție de recuperare a banilor de proveniență frauduloasă, care parcă a fost susținută și de partenerii de dezvoltare, dar pentru ce trebuiește acum, dacă cea mai mare sumă de bani nu se recuperează? Dacă noi închidem ochii și spunem că 90% dintre cei care figurează în raportul Kroll sunt persoane oneste. Tot așa cu cecul. Apropo de partenerii de dezvoltare, au cerut în mod imperios ca această agenție să înceapă să-și facă treaba. Totuși, de ce nu se întâmplă asta? Care este interesul puterii ca această agenție să nu funcționeze? Probabil cei care sunt la putere vor să ajungă să-și legalizeze, de fapt, vor să se instaleze pentru încă 4 ani și dacă această autoritate ar funcționa foarte bine, eu cred că mare parte din cei care acum candidează nu mergeau. Nu mergeau la alegeri, pentru că dacă ANI lua anumite decizii, ei respectiv nu primeau acest certificat de integritate. Dar se creează această nebulozitate, neclaritate, ape tulburi în care se prind pești mari și respectiv cei care vor să ajungă la putere vor sau cel puțin încearcă, vedem cum votează electoratul, dar scopul este să ajungă la putere, să se instaleze pentru încă 4 ani și atunci deja vor vedea cum vor proceda cu instituțiile statului. Deci această stare neclară este creată în mod intenționat. Știți, aici e o lecție că aș vrea cu, vă zic, o clarificare. Toate partidele luptă să ajungă la putere. Vă zic, asta este o luptă absolută, firesc, da. Dar ce s-a întâmplat în Republica Moldova? S-au dispărut $1 miliard din sistemul bancar. Hai să spunem așa, simplist. 1 miliard, deși eu cred că este vorba de sume mai mari. Vă zic că un grup de interese foarte îngust declară că ei n-au conceput acea schemă, nici n-au fost beneficiarii finale acestui furt. Dar, pe de altă parte, vine cu proiecte de legi care au menirea de a legaliza acești bani. Deci aceasta, citiți prin definiție că este o spălare de bani, dar în mod oficial. După aceea vin cu alte inițiative care au menirea sub pretextul de a ajuta businessmanii să scutească de pedeapsă și de urmărire penală a persoanelor care au fost în realitate implicate în furtul din sistemul bancar. După aceea văd că dacă merge spălarea banilor, așa trece ușor, în pofida tuturor protestelor din partea experților, societății civile, instituțiilor internaționale și așa mai departe, bat palmele și concep o schemă de spălare de bani internațională.
schimbând acea lege ce ține de cetățenie și venind cu sistemul ăsta de golden visa. Golden visa pentru o țară la care nu stă lumea în rând la cetățenie. Mai mult, fuge lumea de aici, cu părere de rău. Și atunci tot aceasta spune că acel grup de interese sunt implicați, sunt parte. De ce n-au reacționat ei atunci? Eu repet aceasta întotdeauna. Atunci când Statele Unite au aflat că s-a întâmplat această fraudă bancară, de ce n-au venit și Statele Unite au spus, vă ajutăm să trasați banii? De ce au tăcut ei? De ce au recurs la o companie privată? Bună sau rea, eu nu-i discut. Este o companie for profit care este obligată să păstreze sau rezicare clauza aceea de confidențialitate și așa mai departe. Pentru că trebuia de Kroll, da. Vă zic că trebuia de trăgănat timpul, trebuia de semnat un contract în situații de conflicte de interese, pentru că cei de la Banca Națională erau implicați și cunoșteau de acest fapt. Și atunci, dacă s-a creat așa o schemă criminală de mare la așa un nivel, ce trebuie de făcut ca să te bucuri de impunitate? Vă zic că să menții acea putere. Deci toate partidele luptă pentru putere, dar aici este vorba de corupție politică. Prin definiție aceasta este abuz de putere pentru a te menține la putere sau întări această putere. Și dacă ea nu este controlată și de societate civilă și de factorii externi și de organele de drept, ea crește într-un stat capturat și în sisteme dictatoriale. Așa, pentru o precizare, tot vorbeam despre Ani Petrenco, dacă îl țineți minte, deputatul, fostul deputat, s-a adresat în judecată. A dat Ani în judecată pentru eliberarea certificatelor pentru Șor și Plahotniuc. Până la urmă, răspunsul a fost simplu. Nu știu care a fost răspunsul. Păi că nu. O știu că a acționat în judecată. Da. Dar mie mi-a plăcut cecul când a răspuns la cea, vă zic, cerere și din partea societății civile și mi se pare că dacă de la PAS, care au rugat atitudine din partea cecului față de acele încălcări comisii de către PD, cazul înregistrat în Criuleni. Și aceia când au spus că, dar PD-ul spune că ei n-au încălcat legea. Iată, aceasta a demonstrat că cecul nu este în stare să asigure alegeri libere, este controlat politic. Sigur că după aceea au venit mult mai multe lucruri care confirmă acest fapt. Dar pentru ce atunci avem astfel de instituții? Membrii CEC reacționează bolnăvicios și la rapoartele societății civile. Doar Promolex a vorbit despre concertele desfășurate de Șor. Se vede foarte clar că se investesc acolo foarte mulți bani. Artiștii ăștia nu vin pentru ochi frumoși. Și CEC nu pune întrebarea. Bine, ei nu pot investiga. Întrebați procuratura. Întrebați fiscul. S-au achitat banii. De unde sunt banii la persoanele care sunt împrumutate? Pardon că v-am întrerupt. Da, până deasupra capului și s-au împrumutat și dau concerte. Dar poate trebuiau să plătească impozite și atunci noi toți am putea să facem concerte în afara campaniei electorale sau să le investim în sectorul ocrotirii sănătății sau educației sau și așa. În cadrul concertelor desfășurate de Șor s-a făcut publicitate sau s-a promovat Partidul Șor. Chiar artiștii ăștia ruși vorbeau și chemau lumea la alegeri. Tocmai întrebam care este problema. Adică, de ce nu e în regulă, ca să înțeleagă toată lumea? Care e problema? Problema este că instituțiile statului sunt controlate în interese meschine. Altfel, aceste instituții erau obligate să reacționeze. Ele ascund capul în nisip și prin aceasta demonstrează că ele nu sunt utili la nimic și banii publici sunt cheltuiți, aruncați pe vânt. Cetățeanul ar trebui să înțeleagă că persoana care vrea să vină, care cere votul și vrea să vină la o funcție publică, ea din start trebuie să facă dovada corectitudinii, onestității, integrității. Și atunci când vedem, da, multor oameni le plac aceste concerte, merg la concertele astea pentru că nu au altă posibilitate să meargă, nu au bani să meargă la un concert real pentru care ar plăti, dar ei, de fapt, trebuie să înțeleagă că odată ce persoana respectivă nu își declară, nu declară de unde sunt banii aceștia, deja mințește alegătorul. Sau atunci când sunt utilizate foarte multe resurse administrative pentru un partid sau altul, sau tot felul de ajutoare care nu sunt declarate nicăieri. Deci omul pomenele trebuie să electorale la
pe care le vedem. Da, omul trebuie să ceară din ce bani sunt acești. Eu iau sacul ăsta sau ce mi se dă, că am nevoie. Dar spune-mi de unde sunt banii ăștia sau din ce bani ai cumpărat. Sau trebuie să văd undeva în raportul partidului să văd lucrul ăsta. Și atunci eu o să înțeleg că partidul într-adevăr vrea să ajute oamenii și atât ei adună bani și ajută oamenii. Aici ar fi cât de cât înțeles. Dar atunci când banii ăștia nu se revăd nicăieri, nu se regăsesc în niciun raport și noi suntem mințiți pe față și la întâlniri și de la televizor, deci cetățeanul trebuie să facă alegere și trebuie să, să înțeleagă mult, că... Oamenii care au luat aceste pomeni electorale, de când au auzit că sunt camere de supraveghere în secțiile de votare, se gândesc că vor fi obligați să voteze cu cei de la care au luat. Este și asta un zvon care creează în societate frică și neîncredere și disperare și este probabil o nouă tactică, stratagemă electorală de a crea frică printre alegători și alegătorii să se simtă că sunt urmăriți de camere care nu se văd și atunci ei o să fie nevoiți să voteze pentru partidul respectiv. Deci este și ăsta un truc și dacă am avea experți foarte buni care ar analiza toate aceste acțiuni, le-ar încadra în niște prevederi legale, în niște prevederi penale chiar. Da, atunci nu vă uitați ideea, doamna Caraștiuc, pentru că după pauză revenim, luăm publicitate. Continuăm emisiunea. Ați avut o precizare înainte de pauză. Da, am vrut să mai trag și la o formă de încercare de a corupi electoratul, dar deja din bani publici. Acea scrisoare sau acea felicitare care au primit-o mulți pensionari din Republica Moldova cu semnătura domnului Plahotniuc, prin care spune că iată, le oferă și câte 600 de lei, bucurați-vă, alegeți-ne și așa mai departe. Pardon, domnule Plahotniuc, dar aceste 600 de lei pentru pensionari vin din buzunarul meu, buzunarul doamnei Cornelie, din buzunarul doamnei Bogza. Astea sunt bani publici, deci nu vă atribuiți meritele care nu le aveți. Acum vorbeam despre certificatele de integritate, declarațiile de avere. Ce aș fi vrut ca să vedem? Să mergem la aceste declarații de avere. Poate să, sigur, nu discutăm multe dintre ele pentru că nu reușim. Înainte de asta, mai este încă o chestiune care a atras atenția și chiar a produs ilaritate în campanie, la început de campanie, pentru că începe campania săptămâna viitoare. Acest domn Năstas, care este alături de celălalt domn Năstase, ambii juriști, ambii cu același prenume, Andrei, unul și tu și tot una. Da, și frizura este aproape la fel. Ne-am uitat pe ambele declarații de avere, dar ce s-a care a adunat asta? Semnături și lumea a crezut că semnează pentru domnul Andrei Năstase. Stați și acum să vedeți că lumea se duce la vot și va crede că votează pentru domnul Năstase. Da, sau dar domnul acele Năstase. Persoane care au semnat, subsemnat, vă zic la Andrei Năstas, deja nu pot semna la Andrei Năstase. Da, e o găselniță, probabil s-a lucrat mult până să-l găsească pe acest tip. Și să-i dea și diploma, adică și licență la timp, cu câteva zile. Și, Sau în decembrie. Foarte operativ. Dar pentru a crea confuzii, pentru a fura voturile lui Andrei Năstase. Deci se luptă împotriva lui Andrei Năstase, foarte insistent și se pun în mișcare tot felul de tactici. Atât de tare să deranjeze Andrei Năstase că după ce n-a fost lăsat să intre în funcția de primar să fie șicanat și la având parlamentari. Având în mână, controlând atâtea instituții publice, să mai revii la tertipuri de așa gel. El este destul de josnic. Nu contează Andrei Năstase, Maia Sandu sau același Șor sau cine n-ar fi. Dacă vă amintiți, în campania electorală pentru primarul de Chișinău, acea înregistrare telefonică dintre mama lui Andrei Năstase și Andrei Năstase, atunci când o chema la... Unii spuneau că a fost dată publicității chiar de Andrei Năstase, pentru că era într-o postură foarte bună în acel moment. Nu știm, dar a funcționat. Pentru că au fost știri la public, au fost știri la alte
din televiziunile holdingului și a funcționat invers, deci nu cum s-a dorit. Exact, nu știu acolo nu era nicio problemă în acea conversație, dimpotrivă, a fost o lovitură sub centură și lumea a apreciat ca atare acest lucru. Iar... cred că în aceeași situație ar putea fi și acum cu acest Andrei Năstas, pentru că lumea va înțelege că se luptă împotriva lui Andrei Năstas și rămâne să vedem. Cum spunea și doamna Caraciuc, mai avem și un referendum. Și deasupra la toate. Trebuie să vedem cum... Oricum, pentru precizare, SUA au chemat astăzi autoritățile să organizeze alegeri libere și corecte. Ca la aceste alegeri să aibă acces toată lumea să candideze și să fie pus și toți candidații în condiții egale. De asemenea, misiunea OSCE, ODIR, a anunțat că va trimite mai mulți observatori. Trebuie să vedem, până la urmă, altceva că deja schimbând acest sistem, noi deja am pus baza la alegeri nelibere și unde candidații nu vor fi egal. Unul va candida, unul va merge în curse pe motocicletă, altul mașină, altul pe jos. Și atunci putem să monitorizăm, dar sistemul deja e pus ca în favoarea la două partide. Așa. Acum, ca să revenim la declarațiile de avere. Întrebam dacă acest mecanism la care asistăm este unul eficient, acela de a publica declarația de avere a unui funcționar, de a ne convinge pe noi alegătorii că este o declarație onestă, corectă, că omul a scris acolo tot ceea ce are, că ne plecăm de la premisa că a dobândit onest toate cele bunuri, cât de eficient este acest mecanism? La această etapă este bine că se publică aceste declarații, pentru că am văzut că la un moment au fost retrase, pe urmă iar au apărut cu schimbări, cu blurări. Asistăm și la rapoarte financiare care ba sunt publicate, ba nu sunt publicate, dar faptul că ele sunt publice deja este bine, pentru că alegătorul poate să analizeze, sunt alegători care cunosc unii candidați, știu cum au dobândit averea, ei vor vorbi cu alți alegători, orice deschidere, transparență este binevenită. Însă și ideea. Da. Ideea transparenței acestor declarații este binevenită și este bine ca lumea să intre pe site-ul CEC-ului, să caute aceste declarații, să le analizeze, să vadă tot ce declară și pe urmă să-i monitorizeze pe cei care vor ajunge în Parlament. Pe de altă parte, doamnă Cornelia, dar cum ne uităm noi la declarații în care îi spune că persoana este îndatorată până deasupra capului, dar organizează concerte sau cheltuie bani pentru campanii, vă zic că care oficial nu se numesc o electorale, dar bani care sunt comparabile cu bugetul acelor orășele. Tocmai de asta alegătorul trebuie să facă el alegerea și să se informeze. Trebuie să informăm noi, mă tem. Și să înțeleagă că un om care are un salariu de primar, care are datorii și credite, da, aici vă nu poate face la credite, și da, nu poate că... face concerte, cum ne referim la șor. Putem trece da, în revistă aceste declarații pe scurt, atât cât se poate, ați precizat că au dispărut la un moment dat declarațiile, au fost retrase de pe site-ul CEC. Este vorba despre declarația depusă de către liderul Partidului Democrat, domnul Tlahotniuc, și de către Adrian Candu, președintele Parlamentului, până de curând, da? Și despre cele două. Da. Care a fost problema? Ce modificare a fost făcută acolo și de ce credeți că s-a întâmplat asta? Ele au fost retrase, au fost publicate și la câteva ore au fost retrase toate declarațiile depuse de toți candidații, exact. Dar ulterior când au reapărut la sesizarea societății civile, presii care au observat că au dispărut declarațiile, am constatat că declarațiile domnului Plahotniuc și a domnului Cantu erau cu anumite informații modificate. Site-ul nostru anticorupție poate fi glisat, de exemplu, prima variantă și a doua variantă și vedem că din a doua variantă au dispărut niște milioane de lei care la domnul Plahotniuc... Obiective de preț, care conform legii trebuie declarate, erau de vorba arte, de ori obiective da, de preț. Cărți de preț, pianul, un pian foarte la scump da. Și bani în numerar. Suma banilor în numerar depășea limita admisă de 15 salarii minim sau și într-un caz și în altul, dar era vorba, în ambele cazuri este vorba de milioane de lei și în numerar care nu au dispărut, au fost cașurate. Și pardon, dar costul acei biblioteci, eu nu știu, are acolo originalul Bibliei lui Iuda sau ce, nu contează.
11. Da, dar ce este important, acest cost este echivalent cu costul la câteva apartamente în Chișinău. Tot așa și cu acel pian de așa bani poți cumpere câteva, adică un candidat trebuie să declare orice proprietate, inclusiv căsuța unde dorm găinile, cum se numește aceea, ca să nu se considere cumva imobil, dar altul poate să ascunde careva averi. Sigur că astea sunt mărunțișuri comparativ cu acele vile, cele patru despre care a scris Rice. Da, și încă câte lucruri nu le cunoaștem noi și proprietăți prin persoane terți. Nu sunt aici, dar din start a negat că iar aparține aceste vile. Păi el, dacă le pui prin persoane terțe, scapi de toate și atunci tot sistemul ăsta de declarare și control a veniturilor, proprietății și a intereselor este dat peste cap, într-un mod cel mai perfid. Și atunci aceste instituții, necesitatea lor dispare. Pentru că prin ele noi creăm, în loc să creăm mai multe integritate, mai multe să combatem corupția, rule of law, supremație, legii, democrație, noi creăm mecanisme de filtrare a persoanelor nedorite și creăm mecanisme de băte. Nu, ne spunea fosta șef ADNA Chiovesi că ei în România investigează și dovedesc și proprietățile pe care unii politicieni le-au dăruit amantelor, de exemplu. Sigur. Se poate de dovedit. Tot ceea ce este înregistrat pe numele altei persoane se poate demonstra este că folosit de cui de fapt aparțin acele bunuri. Mai mult ca atât, aici este foarte problematic și dacă ar fi un sistem funcțional, într-un stat cum este Republica Moldova, ar trebui de verificat și dacă sunt acele proprietăți, pentru că în multe cazuri un funcționar sau un o persoană cu demnitate publică ar fi interesată să mărească artificial acea avere când intră în funcție, astfel ca să acopere acele venituri neoficiale care va avea. Dar sigur că noi nu putem verifica, adică nu se verifică nici acele proprietăți care nu au fost declarate și care vin semnale de la societatea civilă. Eu, de exemplu, aș aștepta de la CEC ei să spună, veniți, doamna Cozonac, cu alianța aceea pentru parlament curat, pentru că noi nu suntem în stare. Dați-ne semnale că noi slăm atitudine. Ei, atitudinea CEC-ului este una extrem de dură, să zic, în sensul sau negativistă, pentru că noi nici acum nu avem acces să verificăm rapoartele financiare ale partidelor, deși avem un proces câștigat cu CEC. Și sunteți potențiali parteneri, dacă ei sunt independenți. Noi vroiam să verificăm donațiile. Noi avem un alt proces în judecat pe care a fost respins legat de Silvia Radu și de listele ei de subscripții la alegerile locale, pentru că noi am descoperit din informația care ne-au dat-o publică, că au fost depistate vreo 200 de persoane moarte care au semnat. Deja este o încălcare sau alte câteva sute de persoane care au semnat cu acte false sau fără acte sau deci niște probleme constatate de Consiliul de Circumscripție. Noi am cerut să ne se dea acces real la aceste liste, nu ni s-a dat, deci noi nu le-am văzut, deși am văzut la televizor niște liste care arătau aceeași semnătură de sus până jos sau același scris de sus până jos. Deja este o încălcare pentru că persoana trebuie să semneze singură în acele liste. Am acționat în judecat împreună cu alți activiști și prima instanță ne-a respins cererea pe motiv că sunt niște încălcări, nu sunt ilegale încălcările sau ceva de genul ăsta. Deci un motiv ne... Așa, da. Zic să trecem la aceste declarații pe care le-ați analizat, sunt convinsă. Acum lucrăm pe declarațiile, sunt foarte multe și încercăm vorbesc de cele care sunt mai... ale celor mai cunoscuți dintre participanții, eu știu, în viitoarea campanie electorală. Vorbeam mai devreme despre declarația lui Ilan Șor, primarul degrevat de Orhei. Ce nu este ok sau ce v-a atras atenția din această declarație? Noi urmărim averea lui Ilan Șor deja de câțiva ani, de când el a apărut în public. În ultimii ani el nu are venituri, deci de când a devenit primar are mai mult datorii decât venituri. Are doar salariu, un salariu. Are salariu. 124.100 de lei. Și atât, și sunt câteva milioane, vreo un milion de lei, probabil din venitul soției sale, care este cântăreață. Ea cred că a declarat vreo 4,5 milioane de ruble rusești. Atât.
Da, atât este în același timp, primarul de Orhei, sigur că declară aici că are niște credite. Are niște credite da. Foarte, foarte interesante, de 16 milioane, de 16 milioane. Da, de 16 milioane, de 20 de milioane de lei și de 349 de euro. Deci sunt niște credite. Sunt niște credite extrem de mari și dacă ținem cont cine este Ilan Șor și pentru ce este el judecat de o instanță deja, este tocmai pentru legat de furtul miliardului, pentru credite neperformante. Noi scriam și este o afacere pe care, zic în ghilimele, pe care Șor o face de mulți ani. Noi scriam în 2011 despre faptul că el lua credite neperformante de la Banca de Economii, când totul era, și am făcut o investigație care este și acum publică și nu a reacționat nicio structură de stat. Noi investigam sindicatele atunci, pentru că era vorba de proprietățile sindicatelor care erau cumpărate de Șor și ulterior puse în gaj pentru credite. Hotelul Cosmos era pus în gaj pentru, era cumpărat cu 5 milioane de dolari, dar în gaj era pus pentru 35 de milioane de dolari. Deci era clar că era vorba de credite neperformante. Noi la acea etapă nu ne-am dumerit, pentru că nu știam de termenii aceștia și Banca de Economie n-a vrut să ne răspundă, dar el asta face permanent cu creditele. Da, aici contractate, iertați-mă ca să precizăm, din 2015 până în 2018 inclusiv. Are un credit din 2018 scadent la 2023 de 20 de milioane de lei. Și aici este întrebarea, care bancă, cunoscând că domnul Șor e implicat până deasupra capului, vă zic, în cazul ăsta, conform raportului Kroll, și că este îndatorat până atât, cel puțin conform acestei declarații lui de venituri și proprietate, ce bancă i-a oferit astfel de credite? Da, e o problemă și ne surprinde că avem organe de drept care se uită tacit la tot ce se întâmplă și o să ne trezim peste câțiva ani cu alte bănci devalizate. Avem încă în declarația sa un teren intravilan, mai avem un apartament de 239 de metri pătrați, încă unul de 158, o casă de 201 și un garaj și încă un apartament în care domnul Șor deține jumătate din el. Un Bentley, iertați-mă, din 2010 fabricat, dar domnia sa l-a obținut în 2014 cu 2.576.720 de lei. E declarația de avere a primarului degrevat din Orhei, care spunea doamna Caraschiuc mai devreme, a plătit artiști și a dat o grămadă de bani. Cel puțin a organizat și el în fruntea lor. Și aceia cheamă la vot pentru dânsul atunci. Cum se întâmplă aceasta? Tot merge gratis într-o economie de piață? Tot vorbeam mai devreme despre domnul Plahotniuc. Aș vrea să trecem în revistă și declarația domniei sale, care este extrem de interesantă, pentru că ar trebui să fie a doua, da? Domnia sa a fost deputat și ar fi trebuit să mai existe undeva în trecut o declarație de avere. El trebuie să le facă periodic, pentru că era în funcții publice. De când a plecat până acum, deja n-a avut funcții publice, deja nu este în atenție, dar în acest moment, vrând să devină deputat, a depus din nou această declarație. Există declarațiile dumnealui din 2014, există atunci când a intrat în Parlament și când a ieșit din funcția publică. Ultima nu știu dacă este, dar ar trebui să fie. Uh-huh. Noi monitorizăm la toți candidații toate declarațiile care sunt posibile, chiar și din 2005-2009, dacă au fost, le monitorizăm. Majoritatea sunt pe portalul ANI, Autorității Naționale de Integritate. Iertați-mă că vă întreb atât de direct. Eu mă uit pe această declarație și văd că domnul Plahotniuc nu lucrează nicăieri. Sau ce să înțeleg? N-are niciun venit declarat din salariu. Înseamnă că în afară de proprietăți sau că văd că undeva au apărut două firme noi. Două firme noi. El, coordonator executiv, lucrează gratis, voluntar. Dar acolo este și un lucru mai interesant, vreau să zic, pe de o parte această persoană se împrumută cu bani enormi, adică nu-i ajung bani, pe de altă parte dă cu împrumut la alții.
Și atunci ce se întâmplă? Are el acces la bani foarte ieftini, la o rată a dobânzii și o face pe o bancă? Sau este vorba că își legalizează banii, adică poți să pretinzi că ai și datorii și împrumuți și la alții și atunci muți banii dintr-un buzunar la altul, dar se creează impresie că banii sunt legali. Uh-huh. Siguranț sunt niște scheme. Asta era despre Șor. Acum suntem la Plahotniuc, da. Și spuneam că domnia sa nu are niciun venit din salariu, în schimb are din... Dividende de 5 milioane dividende de jumătate de milion de euro. O firmă care a apărut acum în Dubai, prima dată o vedem în declarația domniei sale. Această firmă n-am văzut-o anterior, poate că era, dar e o firmă nouă pentru mine. N-am văzut-o anterior. Sau a fost? Da, sunt niște legături cu schemele de exportului de cereale, de, vă amintiți că a fost prim-ministru în Emiratele Arabe. Exact, da. Una din firmele astea a avut tangență cu acea vizită, cu uh-huh. persoanele care erau acolo. Noi încercăm să documentăm acum, să vedem. Dar știați că e vreo legătură cu Plahotniuc și acea firmă? Nu știam. Nu știam că este. Abia acum apare legătura și am încercat să vedem, dar nu am reușit încă să documentăm foarte bine. Domnul Plahotniuc mai, sigur, declară aici și bani de buzunar. Știți cum sunt toate conturile deschise în toate băncile unde ai carte de credit sau ceva, trebuie să declare absolut orice, chiar dacă sunt 0 lei pe cont sau chiar dacă asta trebuie declarat, dar domnia sa văd că are și la Victoria Bank 500, are o jumătate de milion de euro un cont care figurează aici. Dar mai vedem încă tot la el aici încă 50.000 de dolari într-o altă bancă. Are la fel garaj, un spațiu comercial de 300 de metri pătrați, nu știu ce este, ce fie asta, un apartament de 234 de metri pătrați, alte bunuri, garaj și așa mai departe, dar mai are și 4 mașini Mercedes, toate care valorează conform documentului de proveniență până la 1,4 milioane de lei. Da, este domnul Plahotniuc. De 1 milion de lei. Da, a vândut. Este domnul Plahotniuc un om bogat aici în această declarație. Este cel mai bogat. Sigur că este. Este primul în lista politicienilor. Este primul în listă și și-a etalat bogățiile, venit-o, așa ca să fie greul. Da, mai are un pian și colecția aceea de cărți de peste 1 milion de lei. Asta este declarația domnului Plahotniuc. Da, a atras atenția totuși faptul că nu are de la Prime, n-am văzut aici. Ați văzut dumneavoastră ceva? Are de la media... Stați să vedem. Domnia s-ar putea să aibă de la companie... O secundă să ne uităm, pentru că asta e important. Da, are de la General Media Group 42 de milioane și 5 milioane de la General Radio Group XL. Da. Așa este. Eu mă gândesc că da, noi putem să știm detaliile astea. Desfințat, cred că și e tot apar niște detalii de pe urma firmelor care au fost desfințate, el are un venit. Știți, noi putem să ne uităm în detalii la aceste declarații, dar atunci când Rise Moldova vine cu un film documentar prin care demonstrează că acele 4 proprietăți pe malul lacului Geneva sunt, le aparțin domnului Plahotniuc prin persoane terțe, prin companii interpuse. Și atunci noi ne mirăm pe anul ce la costă 130.000 ca 3 apartamente mici în Chișinău sau nu. Acolo sunt proprietăți de milioane. Dar de ce? De ce nu le-ar declara? Pentru că până la urmă vorba doamnei care a știut la un moment dat vrea să le introduce în lista bunurilor tale și nu le putea. De ce? Pentru că odată și odată în această lume vă zic că va demara o investigație reală a fraudei miliardului, a altor încălcări la nivel internațional, spălărilor de bani la nivel internațional și această proprietate va trebui confiscată. Și de ce? Pe de o parte trebuie aici de ochii oamenilor în Moldova să arăți o proprietate și dacă va crește să ai și o rezervă, dar pe de altă parte, dacă e vorba de ceva de confiscat, mai bine să pui pe persoane terțe, astfel să rămâi acolo cu dânsele și să pleci
Publicitate luăm și ne întoarcem pentru ultima parte a emisiunii. Publicitate. Continuăm discuția, ne uităm aici pe unele declarații. Nu am văzut, spunea doamna Cozonac, casa albă a domnului Plahotniuc. Da, despre care au scris colegii din presă și ea la fel nu se regăsește în declarația domnului Plahotniuc și noi acum o studiem să vedem, să căutăm această casă și să vedem unde este și deci cum este înregistrată acum. Uh-huh. Dar nu se regăsește. Cel puțin n-am văzut în declarația, pentru că este o vilă destul de costisitoare și arătoasă. Și noi am văzut-o la colegii care au făcut investigații, au filmat-o cu dronă, am văzut aceste imagini cu toții. Cum am văzut și casa domnului Botnar. Da, la fel, casa domnului Bodnar este estimată la 25.000 de euro. Așa. Dacă, el nu dorește să o vândă. Și ea este la fel, noi am filmat-o cu drona în cazul unei investigații în care el își atribuise și un teren de păduri alăturat casei și ea este destul de și ca și este foarte mare, este cu o gradă foarte mare, se vede că este o construcție destul de scumpă. Doamna Maria Ciobanu zicea că această proprietate este păzită non-stop de firme private. Domnia asta declară o casă de 340 de metri pătrați. O fi asta oare? Da, și valoarea 25.000 de euro. Și da. Asta tot din ce salariu? Da, are un salariu de 1.000 de lei pe lună declarat. Mai puțin de 1.000 de lei, dacă luăm în calcul că a declarat salariul de 20.000 de lei pentru 2 ani. Da. Deci dacă este pentru 2 ani, respectiv omul are mai puțin de 1.000 de lei salariu pe lună. Și nu îți ajunge nici din încălzirea acestei case. Își permite să trăiască picior larg. Aici ar trebui să intervină organele de drept. Doar îi citești declarația și deja începi sau fiscul. Și începi să vadă, s-a făcut public proprietatea lui. Doar întreținerea costă mult mai mult de 20.000 de euro, de lei pe lună, probabil. Nu pe 2 ani de zile. Deci există niște neconcordanțe. Instituțiile statului ar trebui să-l cheme și să-l întrebi ce este cu... de unde ai venituri ca să întreții proprietatea asta, dacă ai automobil... Automobilul consumă. De unde ai bani? Are, cum să nu? Are un Mercedes S350 evaluat la 460.000 de lei. Problema nu este că oamenii au bogății, proprietăți. Nu. Problema este dacă aceste proprietăți sunt din... Sursa este legală și sunt achitate impozitele. Sunt achitate impozitele, exact. Da. Deci nu ne interesează bogăția cuiva, ne interesează dacă tot ce ține de această proprietate este legal. Domnia sa mai are și credit de 300.000 de euro. Da, el are niște credite foarte mari, da, cu dobândă extrem de mică, de 2,5%. Și de mie plătește paza casei, da? 0% în cazul unui credit, are scadență în acest an, deci trebuie achitat și un credit, trebuie să întreții și o casă atât de mare. Da, e declarația domnului Botnari. Mai departe, domnul Țuțu, luăm și noi niște... Domnul Țuțu, la fel, este o declarație interesantă, are salariu de deputat, 312.000 de lei, teren. Pe 2 ani de zile. Da, donații, domnia sa, donații, evenimente pentru familie, 15.000 de euro la un eveniment de familie, are așa... Bravo, bravo, foarte darnici din familie, rudele sale. A vândut mașini, două mașini, una cu 80.000 de euro și declară și are din 2017 un Mercedes-Benz de 80.000 de euro. Îi vedem aici. A vândut o mașină și și-a luat altă mașină și are o casă de 559 de metri pătrați. Este chiar mai mare decât a domnului Botnar. M-aș simți foarte bine în preajma domnului Țuțu. Și un apartament are, da. Nu știu dacă l-a declarat. Noi are și un cont de 50.000 de lei. Asta este ceea ce... Da, probabil că
Are și două companii din care nu văd aici venituri. Eu nu văd. Poate că am greșit eu, dar eu nu văd apartament aici. Eu nu am văzut ultima declarație. Noi anterior am scris despre veniturile lui și... Da, domnul Țuțu. Asta a fost domnul Țuțu. Domnul Mocanu, liderul de la Antimafie, nu are nimic declarat. Niciun venit. Absolut nimic. Dar cum stau cu, mă rog, poate aveau careva depozite bancare? Cine? Domnul... Cei anterior? Nu sau domnul Mocanu? Domnul Mocanu nu are nimic. Domnul Mocanu nimic. Văd un apartament de 50 de metri pătrați, în rest... Și conturi în bănci, ceva poate a luat, poate a luat o economie. Numai, nimic. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Nu știu. Nimic. Absolut nimic. În mod normal, omul trebuie să trăiască din ceva. Și cel puțin anumite venituri trebuie să le aibă de undeva. Cel puțin pe o perioadă trebuie să ai niște economii ca să treci. Bine, poate te-ai implicat în politică așa că nu mai poți face alt business, dar... Da. La fel, domnul... Stați un pic ca să nu greșesc, că sunt doi Andrei Năstase, să mă uit. Pe Andrei Năstase, la fel, nu declară niciun venit, însă are salariul soției declarat de 67.828 de euro. Are o mașină vândută, 35.000 de euro. Indemnizații copii, 14.040 de euro și acele imobile pe care le-am văzut și în campania pentru locale, despre care domnia sa spune că nu sunt 11 case, cum s-a scris în presă, dar ar fi și case niște, la țară și... Da, și casa de la țară și niște anexe și așa mai departe. Oricum, dacă ne uităm aici, totuși există Ce dacă ai vândut o mașină casă, de 35.000, poate te-ai menținut cumva timp de... Domnia sa are casă de 159 de metri pătrați aici, un apartament de 32 de metri pătrați, o casă de 64 și una de 76 de metri pătrați, garaj și alte, cred că cele alte sunt anexele. Nissan are o mașină Nissan Maxima de 10.000 de euro. Și asta este ceea ce găsim la domnia sa, la Andrei Năstase. Vedeți că la mine, în general, mi-e greu să spun de la Andrei Năstase, nu că la apăr, dar el n-a avut funcții publice. El a fost un avocat. Cum și-a agonisit averile, mă rog, dacă nu s-a ocupat fiscul care ar putea să aibă niște dubii, nu, vă zic că nu mă interesează. Mă interesează când cineva intră o funcție publică, cu ce intră și cu ce iese. Da. Și de ce acolo nu mă pot mira? Poate a vândut mașina aceea și a trăit. El cândva a fost procuror. A fost cândva, dar în ultima perioadă, da, a fost avocat. Are și cel despre care toată lumea spune că ar fi clona lui Andrei Năstase. Este vorba despre domnul Andrei Năstase. Am văzut și declarația sa de avere. Este angajat la Ministerul de Interne și la IGP. Are salariile aici trecute, ce de la nuntă. A făcut 800.000 de lei de la nuntă. Aproape 1.000.000 de lei de la nuntă, un simplu polițist. Deci aici tot apar întrebarea. Am găsit, noi am mai găsit și în cazul unor procurori, unor fii de judecători, niște sume așa de mari și ne-am gândit probabil că e o formă de a masca anumite donații, probabil. Sau mită sau ceva. Inclusiv și cele ulterioare. Pentru că nu ai dovadă dacă ai făcut 800, doar dacă vezi video de la nuntă și vezi cum au pus oamenii pe masă. Dar acum că se pune în plic... ar putea fi și o formă mascată prin care unii ar putea primi mita, de exemplu, sau arăta legalizarea. În contul acelor 800 de mii de lei. Da. 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 Tot la domnia sa găsim donații aici, foarte da, casă de locuiri, donații în 2017 de 263 de metri pătrați. Mai sunt încă două imobile, donație, nu știu despre ce este vorba exact, că nu se precizează, dar are donații și donații. Și soția sa a avut un salariu de 145.000 de lei ca și la o companie, la o companie de vinificație așa, timp de 2 ani de zile. Deci Maia Sandu, la fel, nu are niciun salariu, dar declară 500 de roni și o dobândă de 538 de dolari în
într-o bancă din Statele Unite, unde are un cont acolo, unde și-a depus banii, probabil atunci când a muncit acolo, și declară și cât are în acel cont. Are și un apartament de 74 de metri pătrați, tot ceea ce e declarat aici, și o mașină din 2012, fabricată în 2007, cumpărată în 2012, iar contul de depozit este de 38.000 de dolari. L-a mai văzut și la prezidențiale și practic declarația... A lucrat la Banca Mondială și... Da, declarația domniei sale practic nu s-a modificat. Din 2016 până acum au apărut niște sume așa care... Dar nu are salariu, deci nu lucrează nicăieri. Ne-am mai uitat noi pe niște declarații la Vladimir Voronin, care are o pensie generoasă. Cred că, nu știu dacă mai are cineva o pensie. Vedeți, pensie e un lucru oficial. Da, deci ne uităm să vedem și așa aflăm și noi cât obțin de proveniență ilegală. Dar dacă este o pensie mare sau un salariu mare... Dar nu are aici mașini despre care s-a scris, de exemplu. Sau un venit mare și el a achitat și este, vă zic că este ok. Adică nu e vorba de o careva invidic, ia uite ce are. Absolut, dacă totul este dobândit legal și sunt plătite impozitele, nu are nimic, nimeni nu poate avea ceva împotrivă. Altceva este că scria presa că din această declarație lipsesc mașinile despre care s-a scris, dar în același timp Vladimir Voronin a negat întotdeauna că aceste mașini i-ar aparține. Da, și nu, sigur că nu am văzut nici veniturile dacă au fost vândute. Ne-am pus și noi această întrebare, dar ele nu le-am găsit nici anterior undeva. Da, în vreo declarație. Într-o declarație. Doar în presă, doar ce a scris presa, dar deocamdată asta este. Ne conducem de ceea ce vedem. Vedeți că și în cazul domnului Plahotniuc, al vilelor, la fel presa a scris, a filmat, au existat niște lucruri evidente, nume pe cutia poștală și așa mai departe. Tot așa era și cu aceste mașini, erau niște numere personalizate, dar nu se... Atunci și cine s-a ocupat de acest caz, până la urmă, a fost o decizie că nu s-au dovedit că sunt ale domniei sale, le-a declarat. Da. Bănuiesc că nu s-a lucrat suficient de bine, pentru că multe detalii indicau, de fapt, că el le utilizează. Și totuși când le-au arătat mașinile, este, da, poate ceva retro și așa mai departe pentru o colecție, dar acestea deja, știți, mă simt că îl apăr. Nu sunt bani mari, nu sunt proprietăți mari, dar noi acum vorbim deja de vile, de zeci, de milioane pe țărmul lacului Geneva. E adevărat, dar tot ce nu se declară și trebuie să se declare... Adevărul este că fiecare leu trebuie declarat. Da. Am spus, de exemplu, că sunt declarații în care nu figurează niciun venit și te întrebi. Cu ce trăiește o persoană? Așa este. Chiar dacă are 1000 de lei sau chiar dacă are 50 de lei, sau trebuie declarați acești bani, pentru că este... Așa arată o declarație onestă. Eu cred că se poate întreba direct și eu m-aș aștepta că persoana ce spui că a trăit din economiile cele. Mă rog, dar economiile și ele trebuie să figureze în declarația de avere. Asta este toată problema. Vă zic că ai avut niște depozite pe bancă și din acei bani vă zic că ai mai luat ceva. Dacă aș avea de comparat ce a avut la început și peste o perioadă. Da, este cazul Maiei Sandu, de exemplu. Ea mereu spune că trăiește din acei bani pe care i-a acumulat cândva. Și deocamdată nu are alte venituri. Peste o perioadă să spună că iată, am avut atâtea, mi-a rămas atâta și n-am primit nimic. Adică exact, da. Aici trebuie de așteptat. În cazul Maiei Sandu este simplu, pentru că poți să iei declarația anterioară. Ea a fost și funcționar public, a avut declarație și în acea perioadă și se poate vedea. Eu nu am văzut modificări în această noua declarație. Nu am văzut să fie achiziționat ceva. Avea la fel o mașină, aceeași mașină și în 2016. Și același apartament. Același apartament, exact. Și suma de bani din banca din Statele Unite. Altceva nu văd. În plus, nu văd bine, trebuie să analizate în timp, sigur, toate declarațiile și atunci putem vorbi despre ce se întâmplă. Avem încă declarația domnului Candu, care trebuie citită cu specialiști, și a tras atenția, glumim, a tras atenția că a introdus aici 4 ceasuri pe care a ținut să le introducă în declarație. Are de la Prime 465 de milioane de lei restituire capital social, lichidarea persoanei juridice, nu știu ce. Ca și în cazul domnului Plahotniuc. Exact.
Și salariul de la Parlament. Asta e ce vedem. Sunt convinsă că trebuie să fie, nu știu, doamna, dacă văd că a mai vândut aici un apartament, un garaj, are apartamente în proprietate, în abitație, are mașini, două. Aici văd, nu, una. O singură mașină are. Și patru ceasuri declarate. Și mai are niște conturi, cred că sunt banii de buzunar, aici spuneam. Lista poate fi foarte lungă, conturi în bănci, pentru că dacă ai un card undeva, trebuie să-l declari chiar dacă ai 0 lei pe acel cont. Asta este tot ceea ce am văzut. M-am uitat și la Filip, n-am văzut nimic care să atragă atenția, doamna Cozonac. Nu am reușit încă să o studiem foarte bine. Și domnul Filip anterior a venit din business, a venit la fel declarând mai multe bunuri, proprietăți. Nu am văzut mari schimbări, la fel. Deci nu am văzut față chiar de declarația de anul trecut, nu erau... Nu am observat, dar recunosc că nu am citit-o foarte atent. Da, are casă de locuit și domnia sa încă una cu contract de comodat, altă avere imobilă. Sigur că și o mașină, un BMW X5 a declarat aici. Eu cred că în momentul în care ne va interesa cum arată aceste declarații, pe fiecare dintre noi alegătorii, putem accesa site-ul CEC, ne putem uita acolo, sigur că trebuie doar să mai adăugați la domnul Plahotniuc o colecție de cărți, o bibliotecă de 11 milioane și un pian de 100 și ceva de mii de euro, lucruri care au dispărut din declarația de avere. Dar s-a păstrat exemplarul primar și cetățeanul poate vedea la mai multe medii de informare care au făcut materiale pe acest caz, cum s-au șters detaliile din cele două declarații. Acum aș vrea să o întreb pe doamna Caraciuc, până la urmă am tot vorbit, uitați-vă, jumătate de emisiune despre aceste declarații. Până la urmă, ce trebuie să înțeleagă cetățeanul din acest document, indiferent al cărui nume figurează acolo? Mă rog, cetățeanul trebuie să înțeleagă ca atare, teoretic, că există un stat de drept, că există instituții care verifică proprietatea acestor, nu din invidie și nu din alte considerente, decât pentru a urmări dacă proveniența banilor, veniturilor, proprietății pe care este una legală, dacă ei achită impozite și dacă ei pot să-și încredințeze votul acelor persoane care spun că le promit un viitor strălucit, european sau alt tip de viitor. Cu părere de rău, uitându-ne la astfel de declarații, chiar și specialiștii au multe semne de întrebare. Nu ne mai vorbit de o persoană simplă. Pentru că în unele declarații te apucă jelea, dar de veniturile lor, dacă, de ce? De ce venituri mici au, dar după aceea îți dai seama cu aceste venituri el nu poate doar măcar să încălzească acea proprietate iarna pe care o deține. Păi și de ce ar face cineva, ar completa o astfel de declarație care este evident că... Pentru că ideea a fost una bună, în general, dar într-un stat unde nu există, vă zic, o țară, unde nu există supremația legii, nu este asigurată, unde instituțiile sunt controlate politic și sunt capturate de interese, chiar nu politici, dar de persoane private, de grupuri înguste, aceste politici, aceste idei se deformează într-un mod perfid. Aceste persoane nu se tem de instituțiile statului. De ce nu se tem că vor fi pedepsite, că li se va cere socoteală? Dar de ce nu se tem? Pentru că instituțiile nu-și fac funcțiile. Funcțiile, da. Și pun capul în pământ, în sip, atunci când este vorba de persoane cu bani mari. Și aceasta înseamnă că ele cheltuie bani publici în zădar. Dar cetățeanul ar trebui să facă să analizeze foarte bine și să înțeleagă că dacă omul nu este onest la completarea declarației și declară sume mult mai mici decât cheltuiește, și asta se vede, este vizibil, acolo unde nu înțelegem este una, dar unde se înțelege, cetățeanul ar trebui să înțeleagă că acest om nu este sincer la această etapă și nu va fi sincer nici când va fi cu atât mai mult atunci când va veni la și când va trebui să decidă în favoarea cetățeanului, să elaboreze legi, politici,
La asta trebuie să gândească alegătorul atunci când își dă votul și nu trebuie să se teamă că va avea camere în cabina de vot, pentru că asta este ilegal, contrar drepturilor omului. Și iar cetățenii... camerele nu vor fi instalate în cabina de vot. Camerele vor fi în secțiile de votare, dar nu. Ceea ce unde va pune ștampila alegătorul este doar problema lui și va fi doar el cu buletinul în față și cu ștampila în mână. Nimeni nu vă poate filma pe cine, așa că votați așa cum considerați de cuvință. Nu... Chiar dacă ar pune cineva ilegal camera, ce credeți-mă că nu s-ar vedea unde pune el ștampila așa de bine. Da, nici nu și există. Votul este foarte important. Votul este foarte important, de ce fiecare cetățean ar trebui să gândească mult, să analizeze atunci când trebuie să-și dea votul. Da, și acum ca să facem o precizare, să știți că atunci când am precizat că este sau nu este onest un politician sau un viitor politician, completând această declarație, nu ne-am referit la un nume exact, este vorba despre toți politicienii, fiecare dintre candidați are aceleași responsabilități, indiferent din partea cărui partid vine, ce promisiuni lansează și așa mai departe. Noi ne dorim niște politicieni onești care să aibă o relație corectă cu alegătorul, pentru că vine și va avea grijă de noi, de viața noastră, de copiii noștri. Așa că este foarte important să cântărim bine. Dacă puteți, intrați pe site-ul CEC și analizați aceste declarații de venit. Noi vom mai vorbi despre... Mai avem încă o emisiune până la începerea campaniei electorale, o emisiune în care ne putem dezlega la gură, pentru că după aceea vor fi niște reguli foarte stricte. Nu vreau să se interpreteze că facem campanie sau anticampanie și așa mai departe, vrem și vom rămâne corecți, așa cum am fost întotdeauna, iar din 28 ianuarie vom începe dezbaterile electorale, vom avea o lună de dezbateri, vor fi multe, zilnice, pentru că avem foarte mulți candidați și trebuie să-i punem pe toți în condiții egale și suntem obligați să facem de pe un anumit număr de circumscripții și vrem să facem și de pe circumscripția națională, așa că vor fi multe emisiuni, aveți răbdare, înarmați-vă cu întrebări, dacă doriți, vom fi aici ca să răspundem la ele. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Cine știe, s-ar putea să ne mai vedem până începe campania, pentru că ne-am mai văzut cu Cornelia Cozonac la ultima emisiune din anul precedent. Mă bucur, doamna Caraciuc, că ați venit la emisiune pentru prima dată. Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm cu drag. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem joia viitoare pentru ultima emisiune în profunzime de dinaintea campaniei electorale. O seară liniștită vă doresc!